imediată apropierea pasarelei de la ieșirea din oraș de fiecare dată când ninge, copiii din împrejurim încropesc un derdeluș de unde se avântă cu sania, cu pungi de plastic sau saci. Și azi câțiva copii mai curajoși s-au bucurat de zăpadă preț de câteva ore până s-au făcut rumeni în obraj, iar hainele li s-au dat de atâta tăvăleală. Cum este? E bine! E bine afară! Aici veniți mereu? Da! Venim mereu aici, copii! Să ne jucăm! Nu vă este frică să vă dați? Nu ne e frică să le dăm pe aici! Am văzut că aveți și folii, nu doar sanie! Da, avem de toate! La noi! Și pentru că senzația alunecării cu sania sau cu folia de la înălțime este unică, am încercat și noi preț de câteva minute. Cine a fost copil și s-a dat pe derdeluș știe cu siguranță despre ce vorbim. Du-te! Chiar și așa, pe folie senzației de milioane! În Giurgiu nu sunt prea multe locuri unde copiii pot improviza un dărdeluș, așa cum se putea pe vremuri. Betonul urbei a luat locul spațiilor verzi, iar acolo unde se pot da cu sania este prea riscant.